O sticlă de vin care a stat în spațiu timp de 440 de zile va fi scoasă la licitație. Sticla de vin numită Petrus 2000 este un vin roșu exclusiv produs din struguri Merlot, cultivați într-una dintre cele mai cunoscute regiuni ale Franței. Sticla de vin ar putea fi cumpărată pentru exorbitanta sumă de $1 milion, iar încasările vor merge la o companie care se dedică studiului și experimentelor legate de viticultură și microgravitate.